Bună ziua, doamna Marița. Bună ziua. Unde ai fost cu iedul ăla? La vaccin. Ai fost, ai făcut vaccinul, da, Rex. Da. Înseamnă că iubești tu căței. Da, iubesc de omor. Cum adică iubești de omor? Îi bat. Păi, băi, ăsta e Rex. E făcut vaccinul al doilea. Al doilea. Al doilea. Da. Să străiască 1000 de ani. Că e cățelul. Cățelul, da. Și tu, doamna Marița. Dar unde ai făcut fusta asta așa frumos? De unde ai luat-o? El a cumpărat-o. Ai primit-o de unde, mă? Da. Ce, nu-ți place? Nu. De ce? Nu-mi place. Nici mie nu-mi place. Hai, ducă-te-l la fratele lui. Că prânge frate-l după el. Prânge? Da. Uitați, doamnelor și domnilor. Bună ziua la toată lumea. Bună ziua la toți prietenii. Am fost de am făcut Lurex vaccinul al doilea. Și pe aici avem noi intrare. Noi intrăm noi pe aici, pe la piață, prin spate, pe aici. Uitați. Până ne termină și nouă stradă. Așa că am zis să vă arătăm și vouă. Hai. Am fost cu Rex, i-am făcut vaccinul. E supărat Rex. M-a întrebat cineva de cocoș. Uitați, i-am luat și lui nevastă ăsta aici. Îl vedeți? I-am luat și lui muiere. Nu intra, Rex, nu intra. Nu intra, n-ai voi. Eu acum am ajuns, am fost până la Severin și acum am ajuns acasă. Să văd ce mai ești pe și pe acasă. Pe Fănică l-am dus la școală. Pufi, salut, luai și pentru tine, Pufi. O pastică să-ți dau? Ce să fac, frate, mă ocup de căței. Asta e lustra lui Nașu. Trebuie să o duc la Turgu Jiu, dar nu-i place lui Nașu. Nu știu ce să fac cu ea acum. Eu mi-am făcut datoria, că i-a promis-o cineva lui Nașu. Dar Nașu nu vrea să pună așa ceva, el că are tavane la restaurant din Redips, asta are 50 de tine. Trece cu totul pe Redips. Ce vun iau de mândru? Ciucurosul. Cadar. De pierdea. Pe de unde? De la lămâie. Pe cine l-au luat? Te taie lămâia, te toacă. Rex, vezi? Mă, voi ați mâncat ciucuri? Da. Voi? Da. Da, aș mă gândul la mâncații. Și placa de la ușă? Da, aș mă gândul la mâncații. Da, mâncații. Cred că tu l-ai tocat. Da. Și arunci vina pe copii. Da. Ah, mă știi, cu lemnele ăștia ce facem noi cu baba aici? Ce-ai cu fumul ăsta aici? A? Ce-a făcut și mie de mâncare? Ciorbiță. Ciorbiță? Da, de ce? Repede-o făcuși. Când o făcuși? Azi dimineață. Azi dimineață o făcuși? Mă, dar ce muiere vrednică am. Vezi? Ce muiere vrednică, doamne, am eu. La prima oară am făcut ciorbă. Cât e ceasul? Păi când ai făcut-o? Azi noapte? Azi noapte ai făcut-o. Da. Nu e bine. Mai bine. Dar eu beau cafea astăzi. Nu. Păi și nu faci cafea? După, după. După? După. Păi de ce? De aia. De aia. Da. Așa că, doamnelor și domnilor, da, vă transmit fane de la Straia. Bună ziua la toată lumea. Bună ziua la toți prietenii mei. Cine? Uitați cum mă tratează pe mine doamna Marița. Alufani. Cafea nu mi-a dat. M-am sculat la 7, l-am dus pe Fănic, am plecat la Severin, m-am întors. Am fost, am făcut la Rex vaccinul. Și eu n-am beut nici cafea. Vă vine să credeți. Și mi-a făcut ciorbă caldă, rețineți, de cât am plecat eu, ea mi-a pregătit o ciorbiță fiartă, călduță. Dar cred că ciorba asta e făcută de 3 zile. A? De 4 zile? Da. Bă, tu ești proastă la cap, îmi dai mie mâncare de 4 zile să mă stric la stomacel? Hai, hai, că și așa ai probleme cu stomacelul. Păi știi că stomacelul meu are probleme. Păi de-aia să te duci afară. Unde să mă duc afară? Treaba mare. În Franța, în Germania. Da. Uitați, frate, ce îmi dă mie, o ciorbiță de pui, pui de casă, așa că vreau să spun la toți prietenii mei. Mai dau adică? Da, dă-mă, adu-o. Adu-o așa cu totul, să-l vadă prietenii mei.
Am ardei natural, ardei țărănesc. Ca la prunișori. Ca la prunișori, vedeți, ardei țărănesc. Scoatem de ăsta galben. Păi ajung acolo. Să spart. Da. Iulia? Da. Doamne. Doamne și domnilor, așa că uitați ce mănânc eu, Fanny. O ciorbiță de pui, pui de casă, o jumătate de pâine, nici mai mult, nici mai puțin. Mănâncă, mănâncă, că mănânci. Un ardei uite. Scoate dacă poți. Gata. Uitați, fraților, ce ardei, băi, fraților. Pune, Ulea, mai pui. Un ardei, da. Aștept să-mi spui și mie o vorbă. Poftă bună, poftă bună. Să ai poftă, Fani. Să ai poftă. Păi nu dar om când mănâncă și omul. Când mănâncă omul, nu-l bate. Să mă duc la rândunică. Da, ce cauți la rândunică? Ce cauți la rândunică acolo? Să iau zahăr. Și altă pâine. Da? Poftă bună, Fani, poftă bună. Dă tu ăla mai încolo, e trăiești ăla. Ia vei dacă se vede bine, să mă vadă prieteni. Să vede, să vede. Hmm? Să vede. Jumate tot. Cum jumate tot? Ardeu, se vede? Da. Să mă duc curtea, a rămas o gunoi nefăcut. Vezi? Din cauza ta. E măturat. Joarda, dacă îți iei colea, să dai mie cu joarda. Adă-mă o stringă. Ce faci cu ea? Să-i dau la pufii medicamentul. Mulțumesc și așa, cum de și așa, nu? Poate alta nu dă deloc la bărbatul de mâncare. Oricum, ea mai dă ceva de mâncare. Dar ai dat și tu la bărbat un prosop, un părghie. La bărbat? Da. Poșoară. Ce cum? Mănâncă termină. Și la urmă te apuci de câine. Uite siringa acolo. Mama, mâncă ceva. Mâncă, dar ai făcut și ei ciorba. Dar bine ai făcut ciorba asta, nu bine ai pregătit tu. Hmm? Să vezi ce-ți dau unde, cum mă enervez. Păi cum adică, dacă eu zic că e bună ciorba, uite. Mam. Ce? Ăsta e cocoș. Cocoș. Mm. Mănâncă și taci. Că ne curcăm. Să ne curcăm. Păi n-ai dormit bine azi noapte. Că nu mai ne pune la cap. Mm? De ce? Să dai la pâine și la ora și la ora. Auzi? Au, ce bătoare mâinile. Băi, fraților, care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, totuși, e bine că când îți dă muiera o ciorbiță caldă. Nu? E bine, totuși. Unde-s pastilele? La câini. Aici, dau-ți una. Păi de ce?
Nu știu una. Nu, nu știu. Eu da. E un lucru bun dacă îți mai dă muirea ciorbă caldă. Dacă știi să te comporți cu ea bine, știi? Dar și eu te aduc. Faci, faci cu ea. Hmm? Mă duc să iau zahăr și pâine, da? Și medicamentul la câine îl faci afară, da? Câinele cu alea pe scară. Păi ce te-l dăm la câine aici? Păi ce, eu? Păi tu ce faci? Mă mănânci și eu, urmă nebunii la masă. Păi îți dau cu masa sus. Să-mi doar cu clacii sus masa. Nu cred. Ia să văd. Ai forță în tine. Hmm? N-ai forță. Să ridici masa aia. Trebuie să mănânc. Să faci cu tot aici. Vezi? Acum. Nu! Aaaa! Nu ce atinge. Masa asta pe care 200 de ghine. Nu le dau oasă de ăștia la căței mie, nu? Să ai poftă, Fani. Of! Doamne Dumnezeu! Și acum să-i pregătesc lui Pufi. Medicamentul fracțional să-i fac lui Pufi. Bă, n-am pus apă. Hai că revenim. Bună ziua, mamă! Eu sunt fiul tău rănit. De la război m-am întors. Fane! Am fost plecat și te-am sunat de dimineață să văd ce faci. Mi-ai zis că bei cafeaua. Să fii sănătos, să fie de bine. Da. Dumnezeu să fie lângă tine. Ți-a dus cafea? A dus o mâncare, cafea mi-a dus. Da? Da. Ești bine? E bine. Mă bucur pentru tine. Te-a sunat stericat, mă? Stericat? Pe cameră, mi-a zis că te sună. Da. Și ce ți-a zis? Nimic, o tot.
Nu ți-a zis nimic? Nimic, dar îi trebuie să mă arătă, să facă de prăștă de sultă. Păi era și el la servici. Da. Mi-a lăsat. Să duc la servici acolo, lucrez. Ce bucică? Ha? Ce bucică? La fabrică, nu știu nicio. Ia să vedem cum mai stai cu saturația. E clasă. Se sigur tu că e bună. Să vedem, să vadă și prietenii noștri. Pune deșutul ajuns așa. Ia. Cât ai? 87. 87. Lasă că stai bine. Stai bine, deocamdată. Stau prea bine. Ha? Stau prea bine. Mai mâncați tu ceva? Hădem. Bine, mă, tot hădem. A mai venit Lucica la tine? Lucica e la Herculane. Asta la pe cășaia asta. Da, că a dus cu copiii ei, cu nepotul ei la Herculane, la băi. Nu știu că îți dea cu tine la el. Transmite ceva pentru Lucica. Sănătate multă și la copilașii ei. Și să ai grijă de tine, Lucica, acolo, acolo apa aia fiartă. Să aibă grijă de ea. Să ai grijă acolo la apa aia fiartă, Lucica. Avem la Harane. Dumnezeu să le ajută și la nepotul să și la fiesta. Toată și la nepoată să aia micuță. Toată familia Dumnezeu să fie lângă ei. Dumnezeu să le ajută și sărbătoarea de astăzi. Dumnezeu... Păi ce sărbătoare e mama astăzi? Duminica. Azi nu-i duminica. Iisusul. Astăzi știi că e, să nu mă înșel... Duminica. Miercuri sau marți. Marți cred că e. Iisusul marți. Nu-i duminica, cum să fie, azi e marți. Dumnezeu să fie lângă ei. Să vină sănătos, să vină cu bine. Dumnezeu să fie lângă ei. Lângă toată lumea și la nepoțul meu și la toată, pe cine știu, pe cine nu știu. Dumnezeu să ne dea sănătate. Hai bine, hai nu mai plânge, nu mai plânge, că se supără predin. Stai cu mintea și că ai cu cine să stai. Ai destui sfința și destui care au grijă de tine, vezi? Tata e acolo lângă tine. Tata, să fii cu mine, să nu faci ceva, să o iei pe-a bătrână. Lasă-o și cu mine. Uitați, fraților. Lămâie, să nu mai cerți cărței mei, uite, canapeaua ta întreagă, o vezi? Totul e în regulă, uite. Uite, lămâie, totul e în regulă, da? Uite, și cu orul tău, uite, totul e în regulă. Să nu zici că intre cărței mei. Dacă îmi dai voie, poți să-i bag aici. Mamă, în cuiare. Au, stai, frate, Iisus. Ați încuiat, da? Uite, lămâie, totul e în regulă. Aici acum ai lăsat, așa găsești, vezi? Mai avem lemne? Avem lemne, da? Oh! Ce-a făcut? Ce faci, doamna Măriță? Bine, tu? Uite, mai stau și eu pe aici, mai mă ui și eu pe aici, ce mai faceți voi? Mătur, prin curte. Mătur, mătur, că auzi lămâia, că dacă nu mătur, jar mănânci. Da? Da. Și tu cu câinii tăi ce faci? Păi ce făcură câinii mei? Câinii mei sunt cu minte. Ce-am dă-i? Vedeți, lemnele nu le-am consumat. Sunt aceia toate. Da, să crezi tu, o săptămână mai. Ce o săptămână? Da. Hai, calu! Unde? Du-te, vezi cum vorbește cu omul ăla. Du-te mai jos. Fănele, mâncați și tu ceva. Da. Hai să mănânci o ciorbă de pui. A făcut toată strada cu indienii ăștia. Hai. Hai să mănânci și tu un pic. Gata, uite acum baptala. Hai mă, vii să mănânci. Mâncai. Ciorbă. Am ciorbă de 4 zile făcută, de pui. Așa face mie muierea. Ciorbă de 4 zile, hai. Lasă-mă că e bun și asfaltul, lasă-mă că e bun. Uitați cum lăsare pe aici cimentul. Vezi ce cu minte suntem noi țiganii. Nu luăm un cap de ciment. Dacă era românii, luau tot. Atunci l-a pus,
Hai, fănere, hai că am ceartă cu muierea. Muncește și în România, la Anglia, dacă te duci, nu muncești. Uite, mă, puse la muncă să muncesc, uite. Așa, așa, muncește ca să fie antrenat pentru Anglia. Eu să luați în jos, dacă puteau... Bă, da, bă, da, mă duc la Anglia, la acolo nu dau la lopată. Nu-i bine așa, căderea. Ce rodică de acolo, de capul. Băi, să luați acolo de cap. Să bagă un piatră sub ea acolo, ea. Nu mă băgăm pământ. Nu, 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 ca să stai cu capul sus puțin, să ai băcărie. Băi, vădere, mai ai vreo de făcut? Nu mai gata. Nu legăm și pompierii. Da. O aia trebuie să le luăm la fiecare. A? Sună telefonul, băi. Cred că mașina care vine să te ia. Trebuie să dau checking la avion. Da. Putem, bă, dacă știam, bă, să fi scos țava asta toată. Puri, aveți apă trasă. Ăsta care din țigara asta? Sar! Oh. Mica de-a! Băi, fânele, de toate te-ai făcut, fratele meu, toate meserile. Ce faci, doamna Blie, afară? Stau la răsoare. Cum de-ai ieșit afară? Am ieșit pe ușă. Pe mine m-ai întrebat? Ha? Ia uite ce aici. Îți placă țăimii? Toți crescătorii fac de câini. Vezi? Puseai de făcut vaccinul la Rex? Mai înainte. Uitați-o pe mama, Bria. O vedeți? Da. În carne și oase. Da. Ea e doamna Bria. Da, să trăiască toată lumea. Dumnezeu... M-a sunat iar Irina și m-a întrebat de tine. Dumnezeu să ne ajute. M-a sunat Irina și m-a întrebat iar de tine. Dumnezeu să fie lângă ea. Dumnezeu să le dea sănătate, toți prietenii mei, pe toată lumea care-i cunosc, Dumnezeu să le ajută, să le dea Dumnezeu sănătate la copilașilor, la familia lor și sănătate, mă rog, tot timpul pentru toți. Mă, mamă, dar altă bluză nu vrei să iei și tu pe tine? Am. Dar de ce nu iei? De ce mai stau așa ca bătrânele? Ca bătrânele? Da. Mai tu ești și mai smardoaică. Da. Tu ești cam și smardoaică. Babarada. Aha, trăsc. Ia uite și pe Pufi, ia uite și pe ea doi să joacă. Asta e, fraților, ce să mai spunem. Doamnelor și domnilor, revenim aici cu mama, Fane de la Straia.